eu cred că până în sfârșit de an noi vom ieși cu zero restanță față de fisc. Noi urmează în 2-3 ani să tragem investiții de circa un miliard de euro. Noi acum chiar suntem pe avanscena mondială și, și asta e, e, foarte fascinant. Yeah. Salutare toată lumea! Cei care ne ascultă cu noi este domnul Tofelat, director general califerat în Moldova. Domnul Tofelat, spuneți-mi, vă rog, în câteva cuvinte, ca să înțelegem în contextul, mărimea companiei pe care o conduceți și un pic de informație generală, că să ne imaginăm din punct de vedere antreprenorial, a businessului și a proceselor la care participați. Uh, merci, mersi pentru invitație, e foarte interesant în așa format. Uh, hai să fim foarte determinați și la subiect. 6.000 de angajați, aproximativ aproximativ 700 de milioane de lei cifra de afaceri în anul trecut, probabil 1 miliard 200, 1 miliard 400 va fi anul acesta, adică aproape de două ori mai mult și trebuie să ajungem aproximativ la 3 miliarde în vreo 5 ani uh -huh. ca să facem față. Eu vorbesc de 3 miliarde la prețurile anului curent. Prețurile de a costurilor? Da. Uh -huh. Deci fără a ține cont de inflație. Probabil peste 5 ani 3 miliarde, peste 5 ani nu o să fie chiar echivalenți cu 3 miliarde de azi. Uh. 3 miliarde pentru a aduce profit sau pentru a genera o situație financiară cât de cât favorabilă. Pentru a ne îndeplini misiunea, pentru eu nu sunt sigur că calea ferată în situația actuală de întreprindere de stat, monopolist natural de infrastructură ar trebui să aducă prea mult profit, pentru că atunci când monopolurile naturale legate de infrastructură aduc profit, asta este ineficient pentru societate. Monopolurile astea legate de infrastructură ar trebui să opereze cam la nivelul costurilor. Clar că noi mai, sunt, mai suntem și operatori de transport, pentru că facem transport feroviar, dar noi suntem unic operator care face transport feroviar. De deci, ce în cazul nostru, probabil, misiunea la calea ferată efectiv de azi ar fi să facem transport cât mai corespunzător cerințelor pieței la un preț maxim, la un preț cât, cât, mai, cât mai, mic. Uh -huh, uh -huh.

Кам в этом и смысл, да, а это именно все, инфраструктуры, кам так работает. после чего сой аблог реформа сектора оператору оператор инфраструктуры барамани. exact pe același făgaș, iar operatorii de transport va fi posibil să avem mai mulți care fac transport feroviar și -ac atunci între pot să concureze și atunci între pot să-și maximizeze profitul și să meargă ca pe o piață concurențială normală. Dar până atunci mai este o leacă de cale lungă și eu nu sigur că математик, я есть танджибил, потому что у нас много историй о реформе ферровиаре в Европе, но не прям я мне интересно истории о успехе реформы ферровиара в Европе, даже если все мануалы говорят, что так должно нужно идти. И я надеюсь, что мы, Молдова, будем иметь историю хорошую, даже если не так легко. Teoretic, eu, din câte, iată acum, din ce ați spus dumneavoastră, eu am să arunc 5 capi și să-mi spuneți dacă sunt în direcția care trebuie. Deci, în mod normal, calea ferată din Moldova trebuie să fie mai mult un operator de infrastructură. Adică să asigure infrastructura necesară pentru efectuarea transporturilor, fie de fi fie de pasageri și tot așa mai departe. Doar că, la moment, calea ferată e unicul și prestator de servicii de transport. Și a ieșit, la nivel teoretic, nu e cel mai e, bine. Și în cazul dat, e, și în cazul dat, e, teoretic, calea ferată acordă atenție, poate nu în direcția misiunii necesare companiei, da? Deci uh -huh. Cum cum, cum îi, e fondat inițial misiunii sale. Acum, ați spus că pentru anul trecut au fost undeva cifre de afaceri vreo 700 de milioane, spunem nu este vreun miliard și... Adică să mulțumim cu doi cifre de afaceri uh -huh. precedente. Care e structura veniturilor date? Din ce format? Din ce format cifra asta de afacere? Din ce servicii? Din ce tipuri de venituri? Deci <sus> vreo 90% transport marfa. Uhum. și cam un procent jumătate transport călători și restul sunt alte tipuri de venituri. Instruiri pentru pentru întreprindele private care au o leacă de infrastructură feroviară pe teritoriul lor și au personal care trebuie să fie certificat, locațiune de mobile care nu sunt folosite, vânzări de, vânzări neoperaționale dar 90% asta e transport marfă, respectiv asta și este misiunea noastră de bază la momentul actual. Uh -huh. De prește deviere de la misiune, nu cred că noi tare mult deviem de o misiune, pentru că la momentul actual, oricare n-ar fi administratorul de locale ferată, el e foarte interesat să transporte marfă, uh -huh. Uh -huh. cât mai multă. Problema cu așa numită reformă feroviară sau reformă de separare a infrastructurii de operatori, este că spre deosebire de alte moduri de transport la feroviară e greu de tras linia unde se termină infrastructura și se începe operațiunile. Pentru că în aviație e foarte clar, eu am făcut aviație jumătate din cariera mea, e clar că ea câtă ce e aeronavă, asta operator. e operator. Restul e infrastructură.

Лукрязы, локомотива, не маневр, кориари, ктива, ктива стати, мич уж ктва клиент 3 напряжуру стати, 2 три oh. километры, ла два километры. Требаря лачини серифер лукру дистати, ла инфраструктуры сол операционе и фарти валаби, лыш и фарти импортанты. Шесть фарте структурале, потому что бун, экземплу и тари симпл, дарди фаптел дучила нечто la niște întrebări existențiale despre ce ne trebuie să gestioneze stațiile. Tu nu poți să le dai nici la operatorul de marfă, pentru că stația e pentru toți, dar tu nu poți să le nici la operatorul de infra, pentru că acolo trebuie mult lucru comercial. Lucru comercial în sensul dezvoltării infrastructurii logistice din stația asta. dacă să zicem, vine un client și spune, eu am nevoie de, de o, o groapă pentru a păstra cimentul acolo. Dacă eu sunt operator de marfă, eu aș fi foarte interesat cât mai repede să-i asigur posibilitatea să-și aranjeze o groapă pentru ciment, pentru că am să-i car ciment cu bagoanele. Dacă eu sunt operator de infrastructură, eu nu stare interesat în asta, pentru că eu oricum... Eu oricum îmi percep taxele mele pentru a acoperi costurile. Operatorul de infrastructură per se va fi un agent bugetar. De aceea, Orice infrastructură adițională pentru mine e mai degrabă bătaie de cap. Ca în orice caz. Și când pentru birocrat o chestiune e bătaie de cap, el mai degrabă preferă să să nu acționeze, să nu facă nimic, să găsească o, o cauzalitate, de ce nu se poate spune spună nu, spune. nu, 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 nu. Asta dăunează, a, asta periclitează siguranța circulației, asta nu se încadrează în legislația de urbanism, asta nu se încadrează în altceva. Și noi putem vedea problemele astea în țările unde au avut loc așa, așa fel de reforme, de exemplu în România. Să zic că am răspunsuri la cum e mai bine de făcut așa la momentul actual, că nu le-am, dar lucrează experții de la instituțiile financiare internaționale pe chestiuni de detalizare a momentelor legate de reformă. Pentru că noi trebuie să înțelegem că oricare ar fi reformă, ea trebuie, din ea noi trebuie să ieșim mai bine decât am intrat. Și mai sunt chestiuni existențiale care le pun în fața noastră războiul. Pentru că atunci când un sistem feroviar servește piața locală, în mare măsură, atunci e rezonabil că contribuabilul achit pentru infrastructură sau e, garantează calitatea infrastructurii, iar operațiunile sunt achitate de utilizatori. Dacă luăm sistemul rutier, de exemplu, da? drumurile naționale sunt întreținute de bugetul național. Clark prin anumite taxe și impozite care se colectează, dar în ultima instanță răspunde bugetul. Iar costul de deplasare pe drumurile este treabă la fiecare din noi și la operatorul de transport. Aceeași logică s-ar putea de aplicat la sectorul feroviar, corect? Dar ce se întâmplă dacă, de exemplu, două treimi din transportul feroviar este legat de transport de tranzit dintr-o țară în altă țară? Deci din Ucraina, să zicem, spre România și nu are nimic cu piața locală. Atunci ar apărea întrebarea de ce contribuabilul moldovean trebuie să contribuie și contribuția la extinderea infrastructurii dacă ea se folosește de altcineva. Ce se întâmplă dacă contribuabilul a investit în infrastructura asta, iar fluxurile de tranzit s-au oprit? nu, nu este cazul nostru, nu s-a investit încă mare treabă și nu s-a oprit încă mare treabă, dar Însă și întrebarea per se. Pe urmă, ce se întâmplă dacă tu ai reforma făcută și apară tare oportunități de flux de tranzit? Atunci operatorii ar vrea să ducă marfă mai multe operatorii de transport. Însă operatorul de infrastructură, eu nu văd necesitatea de a lărgi infrastructură. Și atunci asta tot vine cu diverse limitări. Și ca să înțelegem, în aviație treaba asta se întâmplă mai rar și există competiție între aeroporturi, pentru că principalul element de infrastructură în aviație este aeroportul. Și dacă un aeroport nu vrea să se extindă, o face aeroportul din de vicinătate. Și respectiv se vede că e o problemă. Și oricum aeroporturile tind să-și mărească capacitatea. Iar în cazul, dar niciodată aeroporturile nu sunt finanțate din buget, foarte rar e treaba asta, aeroporturile sunt private și asta e diferența aviației de majoritatea la alte transporturi. Deci, per se, aviația este un transport foarte eficient pentru că nu prea are dotații de o stat, cam în toată lumea așa. Ați spus că undeva e un procent jumate de venitul din vânzarea biletelor, da, pentru da. transportul pasagerilor. Eu din cifra asta îmi imaginez că e super neprofitabilă arie de Parțial, parțial corect, deci transportul internațional este cam la break even, adică cam la zero, poate chiar marginal, adică marginal chiar suntem plus. ceva profit, iar transportul domestic este este niște pierderi enorme cum? Relativ enorme. Pentru că dacă raportăm asta la învergură afacerii, nu e așa de mult. Deci e vorba de niște pierderi de 50-60 milioane de lei pe an, care dacă le raportez la cifra cea mare de afaceri care o vom avea, acesta e cam 3% din cifra de afaceri. Uh -huh. Dar în același timp eu pot afirma cu certitudine că într-un anumit viitor anumit transportul de călători va fi factorul principal de creștere. De ce? La moment noi avem o, noi avem o bază de comparație în transport, în sectorul feroviar foarte, foarte joasă. Deci eu când am venit, am prins întreprinderea aproape în ruine, la pragul de, faliment. de, de, de incapacitate. Deci nu, nu atât e vorba de faliment, care e o chestiune juridică, financiară, asta e mai lung, cât la incapacitate operațională. Incapacitatea operațională vine când nu mai poți să mișcarea. Dar nu poți asigura mișcarea, de exemplu, dacă nu ai combustibil.

completamente altă, deci noi ne-am murit cu datoriile față de personal. Noi mergem ferm spre mărirea salariilor cu 70%, nu ca asta ar fi ceva exorbitant și ceva exorbitant pentru atractivitatea joburilor locale oferate, dar e mult mai bine decât până la mărire și e doar un prim pas pentru că avem aspirații și planuri mari, dar, dar dacă atunci se oprea livrarea de combustibil și trenul n-ar fi mers vreo 3-4 zile, asta ar fi fost uh -huh. practic imposibil să le pornești. Și tu poți să n-ai faliment, dar tu nu poți e, presta servicii și respectiv în 3-4 zile ești, e, e, ești dus. Și dacă de, să revenim la anume, transportul de pasageri Ați spus că asta va fi factorul care determină... Da, da, deci eu pornisem de la baza foarte joasă și pe lângă lipsa de capacitate a operatorului care în și crește, noi avem o balanță modală de transport marfă foarte ciudată, pentru că mărfurile care trebuie să meargă cu trenul, merg cu camionul, sau nu merg deloc, și așa mai departe. care trebuie numai cu trenul. Sau cumva e normal, ar fi natural. rezonabil să meargă cu trenul. Noi vorbim de mărfuri care sunt cantități masive, de exemplu, cereale la export. Este normal că el să meargă prioritar cu trenul. În afară de acele cereale care se cultivă sau se recoltează în adiacența portului. Mm -hmm. Pentru că ciclul de lanțul logistic de export a cerealelor este câmp, elevator, camion, vagon, port. Dacă elevatorul e lângă port, atunci nu mai are sens să-l vagon, în din camion direct în port. A, fix așa mai sunt câteva mărfuri tipice feroviarele, ele nu sunt așa de multe, ea că astea trebuie să fie pe feroviar. După ce le-ai trecut pe feroviar, practic nu prea ai unde crește cantitativ la transport de marfă, din simplu motiv că așa e economia. Da? Dacă noi consumăm pe anul un milion de tone de ciment și am ajuns că cărăm cu trenul 800 de mii, asta e. Dacă 70% din containerele trecem pe feroviar, gata, e ajuns aici. Chiam limitați de piață. Da. La moment noi avem, unde, avem, mult unde crește pe, pe balanța modală la marfă și cam asta va fi scopul corporativ a sectorului feroviar pe următorii 5-7 ani, poate 10. Și avem de lucrat cu infrastructura de recepție a mărfii, pentru că nu avem terminale moderne de containere, nu avem centre logistice moderne, nu avem terminale de terminale, nu avem prea multe elevatoare moderne în adiacența gărilor capabile să încarce 30-40 de vagoane pe zi. Deci avem de lucru acolo. Eu nu zic că să construiască calea ferată, dar noi vom incita investițiile private în infrastructura logistică adiacentă transportului feroviar. Iar după asta, când vom ajunge la limita saturației și la o balanță modală de transport rezonabilă, atunci principalul factor de creștere va fi transportul de călători. Și în transportul de călători, eu cred că feroviarul ne poate schimba viața de maniera cum aviația low cost ne-a schimbat viața vreo 15 ani în urmă. Deci, eu am făcut aviație cam Cam jumate din cariera mea. Eu am început practică în aviație. Asta câți ani? Deci din, hai să zicem, din 99 până în 2009 eu am făcut aviație. Uh -huh. Am făcut dezvoltarea afacerilor în aviație. Am fost director pe business development la Air Moldova și vicepreședinte pe vânzări și business development la o companie privată din Ucraina. Uh -huh. Deci ce este aviație? Eu știu... Principiile la fiecare activitate din aviație. Fie asta, întreținerea aeronavelor, achiziția aeronavelor, gestiunea echipajelor, cum se formează orarul, cum se calculează costurile, care sunt principiile de formare a tarifelor mă credeți, am o leacă de experiență și aprinde bine pentru sectorul feroviar la fel, pentru că acolo ai unde aplica anumite schimbări la nivel corporativ. Dar la, începutul, la sfârșitul anilor 90, viața era ceva foarte scump și ceva foarte exclusiv. Atunci costau un bilet, să zicem, 150-200 de euro într-o direcție. La prețurile de atunci. Не евро, не доллары, евро ничего не было в моменту. И это были три салария уны три салария статистически, давайте так. Очевидно, что это не фигариш ли может позволить и засбурай очень скъп. Что мы оба practic studenții pot zbura, pensionarii pot zbura, dacă cumperi din timp, e chiar foarte accesibil. De ce s-a întâmplat asta? Asta s-a întâmplat datorită competiției pe piață și datorită unor modele de utilizare foarte intensă a activelor pe care le-au pus low costeri. În rezultat, noi am am făcut, noi ca civilizație, am făcut un salt în conectivitate. Deci nu e problemă să te duci să vezi Parisul, Londra și altceva. Acum acest salt în conectivitate poate fi făcut la nivelul de cale ferate, dar el nu va fi similar cu aviația, el va fi de altă natură. Dacă aviația a dus o conectivitate cu mecanisme de piață, mai mult, mai mult a avut loc din cauza liberalizării drepturilor de trafic, deci înainte în Europa, între țara A și țara B, era un număr limitat de curse stabilite din înțelegeri la nivel de guvern. Deci era, era chestiunea asta totalmente anormală din punct de vedere economic, când guvernul la țara A se înțelege cu guvernul de la țara B. Că noi trebuie să avem, să zicem, 14 frecvențe săptămânale, și trebuie, să, să fii neapărat între orașul ăsta și orașul ăsta, sau aeroportul acesta și acesta și pe fiecare frecvență trebuie să fie desemnat numai o singură companie aeriană, iar o, o, companie de la noi face șapte frecvențe și o companie din țara B face șapte frecvențe, le desemnează autoritățile și companiile între ele, putea fi cazul, trebuie să agrieze tarifele și capacitățile. Asta e super pentru concurență și evident că prețurile erau tare mari. De la începutul anilor 90 a pornit un proces amplu de liberalizare, inclusiv și odată cu crearea Uniunii Europene și respectiv acordurile este au dispărut și s-a spus că piața decide cât zborul trebuie să fie între țara A și țara B, între aeroportul și așa și așa, așa merge respectiv, au apărut posibilitatea de competiții și a apărut posibilitatea ca aeronavele să le folosești foarte intens, poate să zboare ziua împrejur, măcar și noaptea, ia ca faci o cursă nocturnă care să fie de două ori mai biletele. Pentru că în aviație costurile fixe sunt foarte mari cu cât mai intens folosești aeronava, cu atât mai mic, mai puțin te costă un fotoliu oferit înăuntru. Și așa au apărut chestiuni noi. În cazul la trenuri este practic complet invers. Transportul de, cu trenul, el este foarte confortabil, el este foarte ecologic, foarte sigur, dar el are o problemă. Ca să, ca să aducă efect economic trebuie să ai foarte mulți oameni în trenul ăla. Deci dacă ai investit masiv în infrastructură, în trenuri, în vagoane, dar ai puțini călători, ești mort. Dar asta sunt riscuri foarte mari, pentru că de regulă traficul apare în ani, se construiește și așa mai departe. Și aeronava, dacă ai alocat-o pentru anumite curse și acolo nu scălători, ai închis cursa, ai pus aeronava pe alte destinații. Dacă nu mai ai alte destinații, înseamnă că ai, dat aeronava la alt operator care are și faci cu ea. În cazul la ferată nu merge așa ceva. Dacă trenul, eventual, îl mai poți schimba, îl mai poți da altcuiva, îl mai poți vinde, dar sunt întrebări destul de serioase, pentru că nu stare multe administrații feroviare, atunci infrastructura construită ia așa și rămâne. Uh -huh. Și asta e un cost, probabil asta e vreo două, din toată investiția, dacă nu mai mult. Anume de asta, în feroviar este nevoie de o coeziune enormă în societate și mai ales dacă e vorba de Europa, e o coeziune între toate statele. Ce se întâmplă acum la nivel european? La nivel european se întâmplă politica Fit for 55 sau decarbonizarea economiei. În ce privește decarbonizarea transportului, Fit for 55 înseamnă reducem emisiile cu 55% până în 2030. Deci asta e o sarcină incredibilă. Dar, dacă ne uităm la emisii, câte emisii generează deplasarea unui om la 100 de kilometri cu automobilul personal sau cu aeronava și comparăm cu trenul, atunci trenul bate, bate tare, mai ales că trenul în Europa mai mult se mișcă pe electricitate. Respectiv, logica este că trebuie să construim infrastructură feroviară, eu vorbesc din numele Europei, da? Situativ, nu, să nu credeți că am vreo, vreo mandat să vorbesc din, numele, numele Europei. Deci noi trebuie să construim o infrastructură pe care poți, poți deplasa cu trenurile de călători, cu o viteză înaltă, între orașele cele mai importante, de manieră ca să fac transportul feroviar mai atractiv decât să te deplasezi cu autoturismul sau cu aeronava. Evident că o viteză mare de deplasare a trenului foarte repede îl face mai atractiv decât aeronava. Pentru că dacă europenii punctează de la 160 la 200 km viteză medie pe oră, atunci, să zicem, o cursă de 1000 de kilometri, da, 1000 de kilometri în Europa intracontinentală, asta e tare mult, se face în 5 ore. Și dacă noi ne amintim că îmbarcarea în tren e foarte rapidă, e incomparabilă cu aeronava, deci îmbarcare în tren practic 5 minute. A intrat în vagon, ți-ai luat locul, ți-ai pus geanta sus și ești îmbarcat. În aeronavă trebuie să treci check-in, trebuie să treci controlul de securitate, trebuie să vii din timp la aeroport, și din terminal în avion, probabil corei, să ajungi cu autocarul, ori sunt dispozitive speciale prin care ajungi, deci e cu totul altceva. Și însă și îmbarcarea în salon tot ia destul de mult timp, mai ales dacă e una, o aeronavă mai mare. Deci, tu te-ai îmbarcat repede, tu ajungi din gară în gară, iar gările se află în locații bune în centrele orașelor, spre deosebire de aeroporturi. Tu n-ai mari cheltuieli să ajungi la gară, că de regulă ajungi cu transportul public, ele sunt foarte bine conectate iar pentru a ajunge în aeroport tare des vei avea nevoie de taxi. Plus, trenurile sunt foarte relaxate în privința greutății călătorilor și a bagajelor <coughs> și la fel în privința spațiului, pentru că în, avion orice care centimetru cub de spațiu e important, pentru că aerodinamica influențează enorm consumurile

Костум маржинала, он и метр, кубы, диаер, суплементар, ну, я ж адимаре. Респектив, под спермиц кто-то алчевак, калитати декалатор, ши багаж майму, ши эвентуалу бичклеты, тричклеты, сау алчева. Даже спать у персонала антрены кто-то алту. Ши антрена интрат, цейс кос лаптопа, лайпус пи массы, под лукрез,

Acum, dacă ne uităm din punct de vedere a trenului, până la Istanbul, distanța aeriană e 700 de km. Eu n-am sucotit cât e cu trenul, probabil e vreo 1000-1100, dar dacă ai viteză de 200 de km pe oră, tu poți să o faci în 5 ore sau în 6 ore. Ceea ce au faci pe tren net superior, într-un viitor care imaginar, vizionar, să spunem așa, și respectiv, dacă noi ajungem cu coridoarele coridoare de înaltă viteză până în Moldova, și acum sarcina noastră a, a locale ferată, dar mai ales a Ministerului, este ca să includem Moldova în coridoarele de înaltă viteză europene, pentru că după ce o includem, acolo vor veni investițiile alocate de organismele europene ca să avem linii de înaltă viteză de la București spre Iași și de acolo cu ramificații spre Chișinău și spre bălți Kiev, eventual. Și atunci vom putea, a, și din Chișinău probabil cu extensiune până la Odessa. Și atunci dacă ne imaginăm că avem un tren de înaltă viteză până la Odessa și ajunge într-o oră jumătate, el bate orice alt tip de transport dacă tu asiguri o frecvență rezonabilă. O frecvență rezonabilă, noi și așa o să o asigurăm spre Odessa după ce se încheie războiul, fix așa cum și spre Iași. Planul nostru era pe călători să avem patru frecvențe zilnice la Iași și patru frecvențe zilnice la Odessa, cu trenurile modernizate care le avem acum, chiar dacă ele și ajung în patru ori, oricum asta e o, o ofertă foarte atractivă pentru marca. Yeah. Referitor la transportul de, de, marfuri. Deci, la moment, precum și în trecut presupun, anumii Venitul principal a companiei care îi permite să-și să asigure cheltuielile necesare revine transportului de mărfuri. Și ați spus că anul ăsta, în comparație cu anul trecut, dacă dublați venitul din vânzări, presupun că iarăși, și mai mare, structural, revine tot mărfurilor. Venitul din de mărfuri. De la ce se datorează creșterea asta de vânzare? Cum ați reușit să o... Se datorează la volumele transportate și un pic am mărit tarifele, un pic... Adică nu le-am mărit, le mărim din 1 iulie cu 10-15%. Mhm. Uh -huh. Dar ele n-au fost mărite din 2019, noi intenționat ne-am ținut până la urmă, fără a merge la mărirea lor, pentru că, de exemplu, ucrainenii au mărit cu 70% tarifele de, de azi, iar în România, dacă nu mă înșel, au fost mărite exact de două ori, de prin aprilie. Noi am ajurat doar cu 10% la operațiuni de import sau export și cu 15% la traficul de tranzit. Dar de ce așa diferență mare de ce ucrainienii cu 70 de a noi numai cu 15%? Pentru că la ei erau foarte mici. Ah, ok. La noi erau relativ mari pentru că 2-3 ani în urmă transportul feroviar era chiar mai scump decât transportul rutier, ceea ce așa mi se pare absolut lipsit de logică. Deci dacă tu la feroviar ești mai scump decât rutierul, asta e, e rău de tot. Asta,

что идем вагон, ладу с ластации, а еще и вонит альт камион, ша факут ултима мила. Сау, евентуал, лу... вини вагону дрептан депозит, мерджи пын ластации, ку локомотива дима невра, дикс операционь май мулти, костур май марш, та темпу камеону сви май комодан операционь дикит вагону, cu excepția cazurilor când ai niște volume exagerate. Deci dacă ai, de exemplu, de exportat, de, de transportat câte 6.000 de tone pe zi, e bun, hai nu 6, hai 3.000 de tone pe zi. Asta sunt 50 de bagoane. Dar aceleași 3.000 de, de tone pe zi, asta sunt 125 de camioane. Deci când sunt 125 de camioane, noi înțelegem că asta sunt 125 de șoferi, 125 de, de actii de făcute pe mașină, șoferi sunt diferiți, șed în rând, trebuie să vină la timp și așa mai departe. Pe când vagoanele le-ai adus, le-ai încărcat, ai doi mașiniști și o singură locomotivă, au plecat. E cu totul altceva. Dar când e vorba de cantități mai mici, acolo evident că transportul auto este mult mai atractiv și evident că transportul auto trebuie să, trebuie să iasă mai scump în costuri decât la feroviar. De asta noi am fost moderați în așteptările de costuri, dar am fost foarte incisivi în atragerea de cantități și în predictibilitatea noastră și în și să nu fi empatici față de clienți. E clar că noi, noi, e departe de a considera ideale operațiunile de o cale ferată, dar noi ascult, ne ascultăm clienții și încercăm să-i ajutăm în fiecare caz când este posibil. Eu presupun că, adică, la moment din ce îmi spuneți, uh momentul decisiv sau de ce ar trebui să aleg transport feroviar e pentru că, din punct de vedere financiar, e mult mai convenabil. Și atunci, presupunem că eu nu am mărfuri de 3 tone pe zi, dar, de exemplu, nu știu, am e, 150 de tone pe lună, spre noi Nu e cel mai puțin, dar nu e cel mai mult. E, și eu, în cazul dat, când am 150 de tone pe lună, eu am cumva am posibilitatea să aleg și trenul și uh, transportul terestru. Și atunci, în cazul dat, e, pentru că voi să mă cuceriți, e, trebuie să-mi dați un, un preț. Da, asta e motivul principal pentru care eu aș uh -huh. la voi. Nu e pentru că, pentru că îmi creează probleme mai multe la transportarea dată. Pe lângă uh, preț, presupun că mai aveți și faptul, de exemplu, aici este 150 de tone, ele pot fi transportate din un uh, zahod, nu știu cum e <laughs> termenul logic, da? Printr-o operație. Da, printr-o operațiune. Pe când cu transportul terestru trebuie să fie pe câteva zile și tot așa, adică că poate să fie pe toată luna întinsă. Așa. Asta. Și atât voi când formați prețul, uh, când propuneți prețul, voi luați în considerare și cheltuielile mele pe care eu am să le am pentru a le aduce la voi și după asta să le aduc de la voi la client și toate astea în total să fie mai ieftin decât dacă le-aș da doar la... Sau e pur și simplu cost plus marjă și e super simplu... Asta e foarte bună întrebare, în sensul că e chiar existențială, se poate de spus. Și despre asta e și vorba mare măsură în reforma feroviară. Deci la moment, calea ferată este un operator de transport.

În aviație, dacă noi observăm, a apărut o relație directă între călători și companiile aeriene, și asta e normal, dar de ce? că aviația în mare măsură, 99%, este un mediu de B2C, business to customer. Calea ferată este un mediu de business to business. Mm. Dacă să fiu cinic, eu aș răspunde că clientul care are câteodată sporadic ceva el nu-i clientul local ferat, Și operatorul de transport feroviar precis n-are când să ocupa de atare clienți, dar eu pot spune precis că ei nici n-au să aducă un randament considerabil, pentru că, de regulă, pentru mărfurile de nomenclatură feroviară clienții sunt mari. Deci, dacă e vorba de cereale, noi avem vreo 20 de clienți care sunt mari, chiar sunt destul de mari, care comandă câte 50 de vagoane pe lună și mai departe, și măcar și 2000 de vagoane pe lună, da? Să zic că noi am putea acumula mulți clienți mărunți pe care să-i servim foarte puțin, probabil, în primul rând. În al doilea rând, asta o să fie foarte ineficient, pentru că există operațiuni de manevră. trebuie să aduc pentru 150 de tone astăzi două vagoane,

Кари, это ресурс, в первую очередь, лимитат, потому что то, он идет к вам, не идет к другому клиенту. В-вторых, он имеет довольно большой кост, и чем меньше в вагоне кара, тем больше кост уловика ретона из вагона. Так что я, персе, заинтересован в чтобы сервировать клиентов как больше. Но, эвентуально, зачем я сказал, к требаре очень хорошее. După reformă, în mare măsură, operatorul de transport de marfă ar trebui să devină un operator de soluții logistice, care să-i propună, domnul, mă tai 120 de tone, dar uite, sunt încă vreo 10 domni de al de tine care au câte 120, deci noi putem să alocăm niște locomotive speciale de manevră în zona asta, pentru că voi sunteți mai mulți, și să vă creăm un serviciu de consolidare. Sau putem să avem o flotă de camioane, putem contracta o flotă, da? care se aducă într-un într, -un, într -un depozit de consolidare, dacă să zicem voi expediați cereale. Da? Avem în stația adiacentă un, un elevator, și spunem, hai vi cu șase camioane la 10 km la elevatorul -ele, ăla, le descarce în el, fix așa o fac încă vreo 10 uh, agenții similari, iar noi de acolo încărcăm un tren întreg. De, dar asta este o acțiune post-reformă, Acum, pentru că ferată e mai, mult mai dificil de ne concentra pe așa ceva, pentru că acum avem o leacă alte priorități, iar cum am și menționat înainte, pe timp de război sau o situație de criză, acel care nu se concentrează pe priorități, dar se ocupă de nimicuri se numește cadavru. Deci, în afară de priorități, noi restul trebuie să dăm într-o parte. Iar prioritățile, locale ferate sunt asigurarea continuității transportului. Deci, trebuie să avem motorină, piesă de schimb, să funcționeze tot, pentru că dacă se oprește, e mortal. Și asta e foarte, foarte responsabil ca să asigurăm achizițiile la timp, mai ales în situația când lanțurile logistice sunt foarte compromise, pentru că o bună parte din furnizori erau din Rusia, Ucraina și Belarusia. O bună parte, eu glumesc, este cam 95%. Și vă imaginați că logistica e destul de perversă la momentul actual, de deci avem o leacă de lucru dintr-o parte. A doua mare prioritate după activitatea operațională este agenda de investiții. De ce? În sectorul feroviar în Moldova practic nu s-a investit de la independență în S-a investit foarte, foarte puțin. În afară de 12 locomotive noi care au venit în 2020, practic nimic altceva. Respectiv, acum, dacă noi nu Реабилитируем очень быстро всю инфраструктуру. В 3-4 года тренинги не будут смотреть, потому что, в момент, 40% инфраструктуры ест в старе катастрофала. Рист в старе критика, если 40% ест в старе катастрофала с ограничениями витеза. Так что, это не влияет на безопасность, потому что ты можешь идти 15 км Да, да. mergând cu 15 km pe oră, asta afectează dramatic randamentul și costurile. Pentru că 15 km pe oră, consumul specific pe o tonă kilometru transportat e de vreo 2-3 ori mai mare decât dacă te deplasezi cu, suie, cu 80 de km pe oră, cu viteza normativă pentru trenurile de marmă. Tot în agenda asta investițională intră și materialul rulant. Materialul rulant este de trei tipuri. Locomotivă magistrală care duce trenurile lungi între nodurile feroviare. Din alea avem 12 noi năuți, dar n-ar fi rău să mai avem vreo 10, dar treacă, meargă, deocamdată ne discurcăm. Însă, locomotivele de manevră, acelea care distribuie vagoanele între stații și le adună la noduri pentru ca să aibă de lucru locomotivele magistrale, Acestea la noi au 45-50 de ani. Vă imaginați performanța la o locomotivă de 50 de ani, care îți motoare diesel, deci care e randamentul la un diesel de 50 de ani și care i fiabilitatea lui, cam cât de des credeți că se strică. Vă asigur foarte des. Iar orice, orice abatere de la plan ea este dureroasă, pentru că stă clientul care așteaptă că vagoanele lui vor fi aduse la încărcare azi la ora 2 și el are pregătită marfa, are pregătit oamenii, echipamentul, dar îi spune, nu, domnul s-a stricat locomotiva, hai, poate mâine vom veni. Și fix așa cu preluarea mărfei. Deci asta e, e, o problemă enormă. Deci trebuie să trebuie să înlocuim vreo 30 de locomotive de manevră foarte repede. Și fiecare e vorba de bani de 2, 2 milioane jumate, în de configurație. O alt, un alt component foarte important de infrastructură, de material rulant, sunt vagoanele marfare. Și din vagoanele marfare, de exemplu, vagoanele cerealiere expiră în 2025 toate, dar 90% din ele expiră în 2024. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că noi nu vom avea cu ce exporta cereale dacă nu ne mișcăm repede. Acum, dacă noi vorbim de anvergură problemei, să zicem, vagoane cerealiere, noi acum avem vreo 700 în operațiune. Bun, de fapt, vreo 760, însă o parte din ele sunt în reparație, pentru că odată, la, la un anumit timp, trebuie să

un vagon cu asta cam vreo, vreo 65 de mii de euro la sfârșitul anului trecut. Cât cu asta acum e greu de spus, pentru că nu știu cum mai să-l aduci, nu știu unde să-l comanzi. Deci o mie de vagoane, 65 de mii de euro, e 65 de milioane. Bun. Din altă parte, dacă privim la bilanțul la calea ferată, ca un potențial debitor, care sunt promunte pentru asta, bilanțul arată neatractiv. Da? Pentru că ne amintim în ce stare era un an în urmă. Nu poate, nu poate așa să modifice și să devină incredibil de frumos. Clar că acele transformări care au avut loc într-un an, ele sunt la... Nu, nu, nu tare de parte de fantastic, dar... dar Am fost foarte abili în a, na a profita de factorii externi și de circumstanțele și de conjunctura pieței. Însă oricum noi nu suntem de fel atractivi deocamdată pentru finanțatori. Însă noi am găsit modalitatea cum să finanțăm achiziția la 1000 de vagoane. Sper că vom avea susținerea guvernului în achiziția lor prin creditul polonez, pentru că producătorul din Polonia se pregătească aceste vagoane și prin asta vom rezolva multe probleme, nu numai pentru feroviar, dar mai ales și pentru producătorii agricoli, că va fi cu ce de exportat. Pentru că dacă rămânem fără de vagoane la exportul cerealelor, e o problemă mare pentru toți. Și mai sunt încă vreo 3.000 de vagoane de care avem nevoie din alte părți pentru alte operațiuni. În primul rând, vagoane de tip deschis. платформе Пентрком Тайне, решал такие стюни, четверный Пентрком Бусти был, решал такие стюни. И в принципе визионе Ностры есть кассы, финансы, материал Руланд, дин бань приват. Пентрком... Чем сам на материал Руланд? Локомотиве, Диманевры, Локомотиве Магистрали, Ши Вагуане. Вагуане инженеры Артребиса, Апарцины, Утилизаторы, Лорфиналь.

portul Giurgiuliești. Și o sănătate, ea că ne discurcăm. De deci, ce, în principiu, pot să-mi permit, după reformă, să-mi cumpăr 30 de vagoane care să fie mele, care să-mi duc cerealele mele până la portul din Giurgiuliești. La momentul actual, asta, nu o să fie, mult mai riscant, pentru că nu ai ocazie să-ți faci un operator feroviar al tău. Și dacă n-ai să te înțelegi cu calea ferată, să-ți deservească vagoanele acelea, riști să rămâi cu ele sub gard. Но, в принципе, у вас стоит еще аш, лук, как у меня, какие-то камиуаны твои, фирмы. И расскажите, где приоритеты? Первая приоритета инфраструктура, а вторая приоритета инфраструктура, материал, да, а третье ресурсы, необходимые ресурсы, и 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 prima etapă facem de luna următoare, dar asta este doar prima etapă, pentru că după asta va urma optimizarea operațională și a structurii, Vom, vom, ori vom, eu nu pot să zic că vom reduce din personal, dar pur și simplu vom aloca personalul de manieră ca să mărim productivitatea, pentru că pe anumite sectoare noi nu ne ajunge personal, de exemplu, la întreținerea liniilor, iar în altă parte noi avem prea mult personal pe unele poziții administrative și la transport călători. Respectiv, noi vom face maximul ca acel personal care este în exces să-l redirecționăm pe locurile unde poate fi util, iar și în rezultat să mărim productivitatea, să mărim capacitatea noastră, adică outputul nostru operațional. Făcând asta, nu putem să ne mai permitem o majorare de salarii cu vreo 40-50%, mai ales dacă va continua și reforma feroviară cu alocațiile bugetare pentru întreținerea infrastructurii și pentru comanda de stat pentru trenuri de călători locale, care ne aduc pierderi, dar în mod normal ele sunt, au o importanță socială mare și e normal ca societatea să-și asume acoperirea riscurilor. Și iată cam, astea sunt. Iar acum încă o mare prioritate este, este este, logistica, deci modificarea pieței logistice regionale. Deci noi, pe prins de vest, am devenit un operator de tranzit foarte important. Deci, de, deci, 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 la moment, într-adevăr, de, de sistemul de logistică din de Moldova depinde, într-o anumită măsură, soarta întregului glob. Chiar dacă asta sună foarte fantastic, dar probabil nu toți, nu toți ascultătorii își dau seama ce înseamnă criza alimentară mondială, pentru că sunt țări care chiar depind de importurile de cereale din bazinul Mării Negre. Iar acum Marea Neagră a devenit ceva impracticabil, ce obțin pentru Ucraina nu este posibil să scoate prin porturile lor acele cereale. Și cel mai plauzibil coridor de transport e chiar prin Moldova, pentru că noi avem același cartament ca și Ucraina. Și dacă noi ne vom mișca repede, noi vom, vom putea asigura o bună parte din uh, necesitățile logistice a Ucrainei. Noi deja suntem undeva la 15-20% din logistica ucraineană pe moment, iar dacă vom merge bine cu împreună cu Cărza și cu alți parteneri, noi putem ajunge și la 40, poate chiar la 50% din logistica ucraineană. Ce înseamnă logistica ucraineană? asigurați de ucra ucraineni sau. Logistica ucraineană înseamnă marfa care intră și care iese din Ucraina, uh -huh. din volumul de marfă. Uh -huh. uh -huh. um, și volumul este de vânzări de 3 miliarde. Cum credeți că poate fi atins de la 1 miliard, și 200 până la 3? Creșteri tot așa, presupun că piața de la noi tot e super limitată. Piața poate fi limitată, dar cotă transportului feroviar e mult prea mică. Deci noi avem unde crește pe, pe principalele nomenclaturi și eu vorbesc de uh, cereale, combustibil, uh, materiale de construcție, ceva, mărfuri de tranzit, minereu de fier, uh, diverse metale, îngrășăminte. Uh, carbuni, petriș pentru drumare, deci noi avem multiple volume unde avem, unde crește. Uh -huh. Și mai mult, în transportul feroviar există efectul de spillover, nu, nu știu cum i-ar mai spune în română, atunci când dacă, când performanța bună a operatorului feroviar e încită alte afaceri să se dezvolte mai repede. Deci, de exemplu, dacă noi dăm o logistică competitivă, dacă, de exemplu, la noi transportarea unui ton de cereale este cu 10-15 euro mai puțin decât în țara vecină, atunci agricultorii sunt foarte tentați să cultive mai multe cereale pentru export, pentru că ei sunt mai competitivi decât restul prin prețurile bursiere și prin altele. Eu zic de exemplu, nu că ar fi exact așa dar spre asta tindem. Și respectiv, dezvoltându-i capacitatea ta, înciți și partenerii tăi să se dezvolte și ei mai bine, pentru că eu să cultive mai bine cereale, să își poată permite îngrășăminte mai sofisticate, au să recolteze mai mult la hectar și cam așa ceva. Dar e clar că este unii de crescut, iar după asta avem unii nelărgi pe transportul de călători, Chiar, chiar, cu certitudine, pentru că putem, putem genera un număr impresionant de călători dacă vom, vom avea trenuri de mare viteză la, la timpul potrivit. nu mai imaginați-vă cam ce trafic ar fi între Chișinău și București dacă ar ajunge trenul în 3, hai, nici nu chiar în 3, în 4 ore. Deci vă imaginați să fie cu un tren modern la București în 4 ore. Cam, cât, cam cât de mare ar fi cererea cred că încă o mensură, cred că 90% din piață ar trece la tren și cam cât de mulți oameni au să aleagă să meargă mai des la București, pentru că atare oferte generează o cerere cu totul de altă natură. Și dacă vom vedea cantitatea de pasageri kilometri care va putea fi absorbită de transportul feroviar, eu sunt sigur că putem ajunge la niște cifre foarte similare la transportul de călători anumit la nivelul unor miliarde? Da, pentru că, bun, hai să ne imaginăm că prin aeroport trec 3, 3 milioane de călători care lasă în principiu cam 100 de euro mediu pe bilet, dar probabil chiar mai mult deja. Deci, aceste 3 milioane de călători care achită în principiu 100-120 de euro, asta este vorba de 300 de milioane de euro sau 6 miliarde de lei. Uh -huh. deci, uh -huh. E foarte comparabil cu ceea ce am discutat, dar asta e aeroportul. În scala ferată ar putea trage și mai mult, pentru că Odessa, Iași, București, Kiev, eventual zona Carpaților, eventual Constanța, Istanbul, orașele de pe litoralul Greciei, litoralul din Grecia din nord, să zicem, Saloniki, Bulgaria, eventual chiar Budapesta, Praga, Varșovia. Asta tot sunt niște locații destul de apropiați pentru tren și asta ar putea genera niște venituri, deci pasageri precis mai mult de 3 milioane pe an. Uh -huh. Dar uh, acum, acum Chișinău București cât timp face? Acum o faci ceva mai mult, dar e tren nocturn, deci eu pornești pe la 5.40 și ajungi la București dimineața. Deci da, în ori e destul de mult, e vreo două. 20 vreo 13-14 ore, dar nu e așa strașnic, pentru că sunt ore nocturne, în timpul la care poți dormi. De exemplu, în autocar e mai greu să dormi, în uh -huh. ai unde te întinde și poți dormi. Da, e un tren foarte clasic, tradițional, am vrea să fii mai modern, dar el nu va fi sustenabil economic în condițiile actuale, când el se mișcă așa din încet, el nu poate fi sustenabil un tren modern cu vagoane care costă un milion jumate, două milioane de euro, fiecare vagon. Deci un vagon e de vreo de vreo 5-10 ori mai scump decât un autocar modern. Nu poți fi competitiv în așa situații și primul rând, calea ferată de unde, iar chiar dacă, chiar, dacă, chiar dacă ar avea, nu am fi investit în ceva nesustenabil, iar dacă am spune că asta e treaba bugetului, eu ca contribuabil n-aș fi de acord să scot din buzunarul meu pentru, pentru a finanța niște trenuri internaționale. Eu cred că, fi că, că, că trenurile internaționale treaba călătorilor să achite costul de plin. Ați spus că urmează să, sau să obțin să planifică să să intrați într-un împrumut sau să contractați un împrumut cu polonezii sau de la guvernul polonez, Ah, noi vorbim de mai multe împrumuturi. Eu doar, doar discutam despre vagoane din Polonia, dar asta încă e la nivel de discuții mai este și guvernul Moldovei pentru că e credit guvernamental. Și sunt mai multe priorități la guvern și sperăm că o să ajungem la un consens pe tema asta. Dar e un lucru în proces. Dar în același timp noi discutăm despre mai multe împrumuturi pentru îmbunătățirea infrastructurii iarăși majoritatea trec prin, prin, pe filiera suverană. Discutăm și despre mai multe proiecte de finanțare a materialului rulant care de data asta e pe filiera corporativă, însă ele vor fi mai degrabă nu împrumuturi, dar contracte de leasing. Iarăși e similar cu aviația, pentru că, de fapt, echipamentul costisitor mai rar se finanțează prin credite, dar mai des se finanțează prin leasing, pentru că dacă este vorba de echipament care este mobil, în, cadrul, în cazul leasingului e mai ușor de trecut de un operator la altul atunci când nu se achită la timp sau nu faci față cerințelor. Când dacă se faci prin credit, atunci и древней проприетати, um. и репосессия и фуарти лунга, а садучи рискури недорити пентру финансатуар. И... Înțeleg că e cam confuz și cam sofisticat, dar credeți că cam așa funcționează structurile juridice de finanțare, echipamentul sofisticat, dar foarte mobil și ușor transmisibil. Că leasing este mult mai eficient decât creditul și vânzarea clasică. Eu am descoperit la o emisiune tot care o primeam, internetul grește. Ați, ați făcut un interviu cu Natal Și acolo ați spus despre, despre, faptul că calea ferată o a achitat datoriile salariale și urmează să le majoreze. Și iată, aici a fost clicul când am spus că iată un exemplu bun care poate fi utilizat pentru colegii noștri antreprenori în gestionarea companiilor în criză. Și atât, dacă ați putea să ne spuneți, să o luăm un pic de mai departe, cum ați ajuns la calea ferată și primii pași pe care ați întreprins și cum ați gestionat să, dați, să puteți achita salariile. În contextul în care noi toți auzăm că era strașnic, că era luni întregi, mai mult de jumătate de an. De salarii neachitate, de lumii nesatisfăcute și tot așa în continuare. Prima întrebare, cum am ajuns? Pe cât n-ar suna de incredibil, am ajuns foarte direct. A fost inițiat un concurs, eu am depus dosarul la concurs uh -huh. și mi-am adjudicat concursul. Uh -huh. <laughs> Clar că pentru majoritatea ascultătorilor sună foarte straniu că în Moldova poți veni la un concurs pentru o întreprindere atât de mare și să o câștigi fără a avea pile și altceva. Uh -huh. Dar revin la întrebarea ma tare. Să okay. știa care situația la calea ferată, de ce candidați prea mulți plauzibili nu erau, și presiunea pe cei care aveau să aleagă era destul de mare. În afară de asta, era într-o perioadă practic electorală. De aceea să vii să vi prin pile, sau prin altceva nu avea mare sens pentru că urmează alegerile și probabil că nu o să mult. Iar dacă la calea ferată nu se numea nimeni, atunci probabil că ea nu trecea de alegeri pentru că pur și simplu era catastrofal la, la momentul ăla. Așa că am, am venit chiar pe ușa din față prin, prin concurs. Cum am venit și la funcția precedentă precedentă din administrația publică, secretar de stat, tot am ajuns prin concurs. Mm. Cum am ajuns că de la situația aceea... O, o, o secundă, adică era o situație super complicată la calea ferată uh -huh. și dumneavoastră -ați, ați, ați găsit anunț pe Rabotem, da? Nu nu chiar așa, pentru că eu totuși eram într-o oarecă... eram cu... un pic conectat, eram chiar consilierul primului ministru, deci eu am fost consilier sau consultant la trei prim-ministri la rând politici de infrastructură și transport. Respectiv, da, eu știam despre ce e vorba la calea ferată și eu am venit cu dosarul de acasă. Eu știam foarte bine ce am de făcut. Deci eu n-am venit ca să... Ca, ca întâi să, să studiez situația, să înțeleg în control. Nu, eu știam foarte bine unde vin, știam foarte bine ce am de făcut din prima zi. Fără, fără, dubii. Pentru că dacă venea cineva să descopere situația, s o oprea totul din prima săptămână. Nu era combustibil și nu erau bani în cont. Simplu, tu trebuie să vii și să convingi piața și să convingi furnizorii că tu poți livra. Că întreprinderea asta are șansă și că e bine să faci afaceri cu noi. Și mai departe s-a, pornit. Au fost uh, circumstanțe care ne-au favorizat. Evident, au fost circumstanțe care ne-au defavorizat. Dar ce v fost favorizat? Uh, reputația, presupun, masștaburile companiei sau cum? Uh, bun. Uh, de exemplu, recolta mare de cereale a fost un mare bonus pentru că a crescut cererea pentru serviciile noastre. În același timp, uh, relansarea economică post-Covid în toată lumea a dus la faptul că cererea de materiale de construcție a crescut și respectiv uzina din Galați a început să aibă nevoie de mai mult mineriu de fier din Ucraina și o parte din el a venit pe tranzit care nu era acel tranzit de vreo 2 ani de zile pe la calea ferată pe la noi. Dar am avut o discuție foarte dificilă cu partea românească în care să-i convingem că noi suntem capabili să le asigurăm logistica de tranzit în termenii și în condițiile în care la, la, aștept, la înălțimea așteptărilor lor. Adică, din experiența lor, până acum, în lucru cu CFM, nu erau tare să-ți făcuți. Exact, că ai, deci uzina are o așteptare în cât timp va ajunge minereul la ei, cât timp a luat tranzitul prin Moldova și de regulă așteptările astea erau foarte diferite de performanța reală a, a locale ferată. Ba nu era, nu erau, nu era tracțiune suficientă, ba nu era combustibil, ba altceva. Și în se întâmplă, se, că se percepeau și comisioane, nu prea nu prea legitime. În cazul nostru am spus că vom livra și adică vom, vom fi la nivelul așteptărilor și în mare măsură așa, așa a fost. Dacă cum convins, ați convins, le-ați dat ceva poate un termen de de test pentru... Sau... Noi le-am spus foarte clar că avem tracțiune, avem combustibil, avem tot necesarul și... Adică prin discuții simple, da? Nu a fost... Discuții simple nu sunt niciodată simple pentru că atunci când oamenii fac cunoștință, ei se apreciază unul pe altul. Și când, de exemplu, când, de exemplu, procurăm un serviciu, da, chiar și același restaurant, da? dacă noi intrăm într-un restaurant și vedem că nu este prea salubru sau în meniu, vedem prea multe greșeli gramaticale, să vedem că chelnerii erau nu prea îngrijiți. Probabil că noi decidem că nu comandăm nimic. aici am plecat. Deci trebuie să convingi clientul că meriți atenția lui. Așa că, în principiu, nu a fost cel mai simplu, dar ok, ne-am descurcat. Au mai fost alți factori care i am întors în favoarea noastră. De exemplu, a crescut prețul la combustibil. Sau în genere, anul trecut, nu uitați că a fost criză de combustibil, nu era vara combustibil, dar des, nici în benzinării nu era. Deci noi am asigurat ca să avem permanent, nici nu mai țin cum am, cum am reușit, dar noi practic, dacă nu mă înșel, numai vreo șase ore am fost fără, fără motorină, restul timpului noi am avut. De clar că trebuia să negociem pentru fiecare mașină, pentru fiecare camion, pe că toți de motorină care îți vine și noi consumăm cam două camioane pe zi, dar fiecare trebuia de discutat și azi, ia azi la cinci, eu nu știam, mâine sara cu ce motorină o să mergem. Așa era sezonul, o urmă. Și acum nu e simplu, dar acum suntem mult mai puternici organizațional, avem o rețea de furnizori, avem un cadru corporativ potent de achiziții, adică sunt, sunt colegi care lucrează și își fac meseria cu, cu brio. Deci, lipsa de combustibil și creșterea prețurilor a făcut transportul auto mai puțin competitiv în comparație cu noi, pentru că noi ne-am descurcat să găsim combustibil și nu am mărit prețurile, pe când transportul auto nu toți aveau combustibil și au fost nevoiți să-și mărească și prețurile de transport. Respectiv, noi devenim tot mai, tot mai atractivi, iar Asta ne aduce mai mulți clienți. Dar cum ați găsit combustibil? Vă spun contextul în care de ce întreb. Pentru, eu îmi imaginez că jucătorii ăștia de pe piață care sunt wholesaler pe parte de petrol ei au sisteme introduse privind colectarea creanțelor. Iar CFM nu avea cea mai bună reputație cu privire la achitarea datoriilor. Și, în cazul dat, eu din câte îmi imaginez, amul sau de-aș fi eu calea ferată și aș pune eu pe masă ca să mă favorizeze pe mine, ar fi cantități. dați în cantități. Dar la cantități mari, iarăși, din cauza reputației nu cel mai favorabil privind achitarea datoriilor. Nu știu dacă aș fi intrat în acest joc. Corect. Foarte corect. Pentru că astea și erau problemele care uh -huh. le rezolvam okay. un an în urmă. Totuși, să nu uităm că eu știam la ce vin uh -huh. și eu vineam nu cu mâinile goale, dar clar că eu nu vineam cu saci de bani. Eu am venit doar cu geanta mea la cale Ferat, geanta simplă în care era calculatorul, ca așa calculator care a fost să dar vineam cu un bagaj de cunoștință, cu școală pe... și cu reputație. Mm -hmm. Și în cazul dat, reputația personală o folosești pentru bunul corporativ. Deci da, Calea ferată nu are cea mai bună reputație. Dar în principiu, cei care mă știu... E... nu avea anterior, poate acum să mai... P mă rog. mm -hmm. Noi vorbim de... Noi ne transpunem pe situația de un an în urmă, mm -hmm. da? Mm -hmm. Dar ce puțin oamenii care mă cunosc știu că eu nu tare mult promit, dar dacă am promis, mă rup în patru, dar respect asta. Și cam așa am început. Am început, hai să mergem pe pași mai mici, luăm cantități mai mici, dar ne respectăm promisiunile. Și când asta a început să meargă, s-au distins rela relațiile și respectiv cadrul de achiziții a mers normal și acum. Eu sunt sigur că facturile se achită la timp. Uh -huh, uh -huh. Deci, în a-ți respecta promisiunile, în a respecta obligațiunile de plată, asta ne-a făcut atractivi pentru furnizori foarte repede. Deci, noi, într-adevăr, suntem o organizație care își respectă furnizorii. Uh -huh, uh -huh. Deci, ei nu am după noi, nu trebuie să mă suni, să mă întrebi când achităm. Pentru că achitarea facturilor chiar nu-i treaba mea, este contabilitatea care trebuie să urmărească cu sfințenii care sunt condițiile de plată din contract. Dacă achitare la 10 zile după livrarea mărfii, înseamnă că la 10 zile trebuie să asiguri perfectarea dispoziției de plată pe care o să amnează deja eu, iar dacă nu ne încadrăm cu banii, înseamnă că trebuie să fiu la curent cu vreo câteva zile înainte și am să anunț clientul că, domnul, îmi pare rău, nu reușim exact în 10 zile, două, da. trei zile noi acoperim tot asta. Cam așa lucrează și atunci nimic nu generează respect și încredere mai bine decât disciplina de plată, vă asigur. Și iată una din problemele pe care le-ați le găsit, asta ține de... de material, materia primă care este nevoie necesar să fie achiziționată rapid uh -huh. și era dificultate în partea asta de achiziții. Alte probleme ține de angajați da? și capacitatea de plată a companiei față de angajați. Cum aici ați descurcat? Dacă ne amintim, un an în urmă, eu am propus angajaților și acreditim. Uh -huh la care dobândă să fie achitată de întreprindere, uh -huh. credit în mărimea restanței salariale, deci dobândă o achită compania, salariul curent îl achităm cu sfințenii și din salariul curent poți să o mică rată la acel credit. A fost așa ceva un an în urmă. Asta a fost privit cu nu prea multă încredere de către angajați, nici nici nu mă așteptam că avea să fie, dar nici nu speram pe asta. Însă, dacă se mergea pe ideea asta, atunci cu certitudine, salariile, aveau, adică restanțele salariale, aveau să fie achitate încă un an în normă. Uh -huh. Pentru că noi am reușit să plătim lună de lună salariul curent. Pentru logica era cam de nivelul că dacă dacă să zicem, nu ți, nu -ți este achitat salariul pe 6 luni de zile, îți iei un credit în valoare asta ea, sub circa 8% care le achităm noi și așa că din salariul curent trebuia circa a șasea parte să o dai pentru rambursarea principalului din acel credit. Dar întrebarea angajaților era foarte bine, dar dacă salariul curent nu îmi vine, eu cu ce achit? A... A arătat viața că salariul curent a fost plătit cu sfințenii, încet și ori am recuperat și restanțele. Iar dacă se recurgea la acea metodă, vezi, ne coaste în total vreo 8-9 milioane de lei în dobânzi, la, la cifra noastră de afacere anuală, asta avea să fie foarte puțin. Însă, asta nu putea avea loc atunci, pentru că nu era destul încredere între părți cu angajații, iarăși exact același principiu. Nimic nu crește mai mult în credere decât o onorare obligațiunilor pecuniare. Deci, atunci când am pus prioritățile, că avem, avem două priorități de bază, combustibil și alte, alte materii indispensabile pentru transporturi și salarii, am avut o discuție dificilă cu fiscul, pentru că aveam, aveam datorii serioase și la fisc, iar fiscul... iar fiscul ce putea din conturile de o ferată, pentru că nu era o înțelegere cu fiscul, noi am spus cinstit cu uite, atâta putem livra, Datoria cea mare, suntem gata să o achităm atunci când vom realiza o bun, activele neutilizate, pentru că noi vorbim de un deficit în fondul de rolment sau working capital, cum să, ar numi la mine Macală. Și deficitul în working capital nu prea poți să-l acoperi din profit curent. Deficitul din working capital ori îl acoperi cu capitalizare, și în uh, layman's terms, asta ar fi ca statul să investească în capitalul social al căiei ferate, ceea ce era absolut imposibil un an în urmă, că era guvern interimar și era plină perioadă de alegeri. Adică nu te aștepți ca spoți din buget să iei 150-200 de milioane de lei pentru capitalizarea întreprinderii. Nu, no, absolut imposibil sau prin vânzare de active neutilizate ca să acoperi datoriile strigente și să, să, mergi mai departe. Din nefericire, încă nu prea am reușit să, să realizăm multe active neutilizate din vari motive. În principal, în ce privește imobilele, avem încă de găsit o soluție în comun cu fondatorul. În ce privește fierul uzat și materialul rulant care nu, nu mai este exploatat, circumstanțele regionale nu ne permit să facem mari vânzări. Pentru că nu poți vinde locomotivele vechi din, din simplu motiv că clienții ar fi în Ucraina sau în Rusia și n-au să le compere. N-ai scoți un preț bun. Însă, în rezultat, noi am reușit să atragem cu totul alte fluxuri operaționale. Și fără a fie așteptat că așa de bine vom crește pe piață, noi am reușit să acoperim salariile, restanțele salariale. Mulți uh, au uh, opinia absolut eronată că dacă nu era război, noi n-aveam să ne, ne lămurim. Uh, mm. uh, este o simplă cifră. Eu am găsit restanțe de circa 120 de milioane de lei plus 25 datorii curente pe salariu, deci în total 145. Deci atât din restanțele de 120, la sfârșit de an nu ne rămăsese cam vreo 45 de milioane. Deci majoritatea restanțelor noi le-am achitat anul trecut, anul acesta noi nu am finalizat achitarea restanțelor. Și noi uităm că asta s-a întâmplat pe fundalul creșterii prețurilor la motorină, creșterii prețurilor la încălziri, la resursele energetice. Uh, nu prea a lucrat bine uzina de la Râmnița, pentru care e unul din principalii noștri clienți. Uh, a fost interzis importul de metale, a fost interzis exportul de cereale și peste tot asta activitățile de bază locale ferată. Dar, iată, chiar și în condițiile astea, noi ne-am extins pe piață, am căpătat încredere și încrederea clienților, dar și a furnizorilor, dar și a colectivului și datorită la asta se creează sinergii și devine tot mai bine din, din zi în zi. Nu așa funcționează corporațiile de succes. Deci, dumneavoastră ați ajuns la calea ferată, ați luat lista de, de, creditori și ați structurat, da? Și ați prioritizat salariile, Ați prioritizat furnizorii de materie primă indispensabilă pentru prestarea serviciilor, statul și restul. Uh -huh. Ați restructurat, să presupunem, câte suma asta, de exemplu, 120 de milioane, care trebuie să fie achitate angajaților. Ați spus că noi o achităm, doar că o vom achita pe parcursul a unei perioade mai îndelungate, dar plata lunară va fi în timp. Right. Astfel, ei cumva cu încredere continuau să obțină plată lunară pe care o au și pe parcurs reușeau să obțină restul și mai e. Da. Pe șase luni și nu primit anterior. Cu furnizorii ați spus că au fost deja abordați individual, dar ați spus că cumva iarăși regula de aur să fie echitat la timp și ei recapită încredere. Pentru că și ei sunt cu interes să vândă și primele, prima perioadă, iată, euh, au căpătat încrederea asta. Yeah. Cu statul ați spus că negocierea a fost mai dificilă. Dar cum are loc negocierea cu statul în cazul dat? E o negociere simplă prin care vă rog, credeți-mă că asta e situația. Adică voi riscați să nu primiți nici loc sau să riscați să primiți o parte, dar mai târziu. Dar statul cumva el e și autoritate și el nu poate să... Sau cum are loc în genere astfel de negocieri? Sau e la nivel de guvern, la nivel de... Nu, nu era la nivel de guvern. Eu nu vreau să vin cu tare multe detalii, pentru că în mare măsură e același... E același schimb de reputație, de, aceeași extindere de reputație personală peste reputația corporativă. Deci, logica logica de măsură că calea ferată nu s-a comportat prea bine până acum, dar voi mă cunoașteți pe mine și cel puțin știți că eu mă țin de cuvânt, iar dacă nu mă țin, eu anunț cu mult din timp și asta din niște circumstanțe care absolut n-au depins de mine și eu am făcut tot posibilul ca să respect exact ce mi-am asumat. Și deci, de regulă, cum de regulă cam practic niciodată nu a fost ca să nu respecte angajamentele financiare asumate de mine în calitate de manager la calea ferată. Față de fisc, discuția a fost foarte simplă. Noi nu facem, nu facem corupții la calea ferată, noi nu facem de la fiecare ban care iese din conturile noastre, el e pentru ceva absolut necesar și voi, voi puteți singuri să, vă convingeți în asta, da? Dar dacă, voi, dacă noi nu vom avea o predictibilitate privind sumele încasate de fisc, dacă fiscul va încasa orice bani care intră în cont, atunci noi nu o să ducem mult, ca alea să oprească și fiscul nu o să mai încaseze. Ceea ce nu e bine pentru fisc și nu e bine pentru calea ferată și nu e bine pentru restul țării. De aceea trebuie să convenim la o anumită sumă pe care voi o încăsați zilnic sau o transferăm noi zilnic, iar restul noi deja dispunem cum putem. Și dacă puteți să agreați o sumă ceva mai mică lună de lună, atunci, atunci hai să rămânem cu dânsa așa. Ok. Și de fapt asta pe noi ne-a salvat în lunile iulie și august anul trecut pentru că ne-a permis din acele încasări foarte mici care erau atunci să îndreptăm ceva mai mult pentru salarii, iar când au revenit încasările, când s-a înferipat activitatea operațională, noi deja am reușit să achităm mult mai bine fiscul, iar acum restanțele față de fisc se micșorează foarte repede, eu cred că până în sfârșit de an noi vom ieși cu zero restanță față de fisc. Vă se calculează și penalități sau da? Din nefericire, da, dar e, asta e situația. Dacă ai restanțe pe care n-ai cu ce le acoperi, uh -huh. dacă noi am fi avut posibilitatea să vindem activele neoperaționale sau să fim capitalizați și să acoperim restanța față de fisc, era una. Dar, din păcate, asta este. Și deoarece restanțele scad lună de lună, respectiv și penalitățile scad. Dar, în ultima instanță, cele penalități care se duc la fisc și, obținând, se duc în bugetul public, și vor fi cheltuiți pentru niște interese publice. Spuneați că intenționați sau scopul dumneavoastră pe termen scurt e să măjorați cu 70% salariul angajaților. Mm. Dar mi-aduc aminte că, iarăși în interviu din unde v-am descoperit, mi-aduc aminte că spuneați că nu e așa că toți primesc milioane și mult muncă 70% mai mult să primească. Cumva din cauza faptului că e întreprindere de stat, salariile sunt limitate. Și această creștere e necesară pentru a face față concurenței de resurse umane care este acum super intensă pe, în Moldova. E, adică eu, eu îmi imaginez că salariul mediu la calea ferată e, e, nu e tare no. Adică eu nu știu dacă e 10.000 de lei. Nu, e 4.100 de lei. Yeah.

Este, este o leacă diferit. Uh -huh. Clar că pentru Chișinău, pentru angajații cheie, salariul nu este cel mai competitiv, dar nu numai salariul te face să faci ce faci. Păi, e, asta e, urma e vorba și de fascinația din momentului pe care îl trăim. E vorba de a fi parte la un proiect foarte interesant de atragere. Pentru că noi urmează în 2-3 ani să tragem investiții de circa un miliard de euro uh -huh. și urmează să facem o transformare care nu cred că a fost în mediul corporativ în Moldova. Adică e deja merge, dar ceea ce urmează va fi și mai fascinant pentru că noi abia am înfiripat situația financiară, iar acum vor porni investițiile mari, unele deja au pornit, va, porni o transformare digitală, va porni o eficientizare a proceselor operaționale, deci dacă totul va merge după, după ce ne-am propus, în 3-4 ani calea ferată va deveni unul dintre cei mai atractivi angajatori în Moldova și într-adevăr o componentă importantă a creșterii economice din țară, pentru că o cale ferată в хорошем состоянии, она обеспечивает большую компетентность целому экономическому системе. Потому что если тренеры работают хорошо, дешево и быстро, то экспорт становится очень в да? И тогда очень удобно быть фермером или таким быть конструктором, импорт будет более эффективным и так далее. Так что именно это и есть перспектива. Pentru a, pentru a fi parte din perspectiva asta, tu o poți capitaliza la următorul job, da? Și eu sunt foarte liniștit că chiar dacă acum am un salariu foarte amuzant, dar eu eu înțeleg foarte bine când vreo 3-4 ani, când probabil vom selecta un alt job, nu știu, 5-6, nu știu, e, nu ca aș avea planuri de plecare, din potrivă, eu cu mare ușurință am să-mi capitalizez acea experiență în care investesc acolo. Dar în re... și reputație. Și fix așa e vorba și de mulți colegi. Yeah. Atracția asta față de cumva că particip la ceva măreț și anume uh, m, faci parte din ceva și urmează să revoluționează de exemplu un sector important uh, național. Este un motiv de sau este o, o părghie de motivare și de retenție a angajaților uh, mai mult la nivel administrativ din cât îmi imaginează. Da, în principiu da. Dar pe restul, ce ține la cale ferată? E că tot e bună întrebare. <laughs> că... da, întrebare bună. Pe mulți ține obiceiul, uh -huh. pe mulți ține vârsta, pentru că mai mult de 50 56% din angajații noștri au 50 de ani și mai mult. Uh -huh. Cam aceeași proporție are studii medii sau medii incomplete. Uh -huh. Cam aceeași proporție este în afara orașelor. Deci e vorba de oameni din zona rurală sau din centrele raionale care nu au studii și care sunt la 50 de ani. Deci, în principiu, ei au o experiență lungă la calea ferată și se deprinși cu asta. Deci ei sunt foarte bucuroși că se mărește salariul, este stabilitate și este creștere. Și urmează să mai crească. Clar că în viitor se va transforma și asta. În mare măsură noi vom merge pe o tranziție cât mai naturală. Deci urmează să crească și în capacitate și angajații noștri împreună cu organizația. Și... Și pe lângă faptul că este profilul angajatului nostru, dar noi încercăm să promovăm și o cultură corporativă în care este plăcut să lucrezi. Cercăm să ne menajăm și să avem stimă față de lucru fiecăruia. Și respectiv...

să capitalizați cu ajutorul. Să, mai pe scurt, urmează să avansați mult în carieră cu ajutorul uh, jobului dat. Ei, nu chiar așa, pista chiar nu e, nu e acolo. Eu aș spune că eu un capital care eu pot să-l folosesc ulterior. Uhum. Capital, Capitalul asta înseamnă că este un CV, este o reputație, care probabil va trage destul de bine pe filiera internațională, dar asta e un capital care eu liniștit pot să-l iau mai pe urmă. Efectiv, eu nu am nicio grabă în treaba asta ea și chiar vreau să-mi văd finalizat mandatul, deci într-o perspectivă de 3-4 ani eu nu am nicio intenție de a părăsi, de a-mi -am căuta noi orizonturi, doar cu excepția când am să văd că Că nu avem nicio coeziune cu politicul. De ce? Pentru că în sectorul feroviar este absolut important să existe o coeziune cu politicul. Dacă nu există, eu sunt sigur că sectorul va muri. Uh -huh, uh -huh. Care e jobul nostru, de Vreau să spun că v-ați gândit vreodată, de exemplu, nu știu, de, ați vrea să conduceți compania X sau Y sau din... Aveți așa... Eu sunt visur? epicurean hedonist. Eu visez la o dihnă, nu la job. <laughs> eu visez <laughs> la un vin bun, la o bucată bună de carne. Eu nu visez la joburi. <laughs> da? Dar, <laughs> în principiu, ca să, ca să nu, nu fie chiar atât de vesel, eu... Eu cred foarte mult în armonie în viața personală. Deci, eu, armonie pentru mine înseamnă că eu mă duc cu plăcere la lucru dimineața și vin cu plăcere acasă după lucru. Și mă credeți cam de când sunt eu, așa, așa a fost. De, la vreo, de, vreo, nu știu, de vreo șase ani încoace eu am, am avantajul de a-mi alege singur joburile. că unde vreau, acolo mă duc să lucrez. Iar dacă nu, îmi place. Mi-am mi luat ce am luat și am plecat. Eu cred că ea ca la momentul actual este exact jobul meu de vis și eu nu visez la nimic altceva. Dacă o să fie altceva, am să mă gândesc, dar eu nu cred că există multe, multe poziții care pot fi comparabile cu ceea ce fac astăzi, pentru că astăzi noi din, dintr-o întreprindere distrusă, noi avem o structură dinamică care nu doar că crește, dar la moment noi chiar rezolvăm, vinim cu soluții pentru problemele globale. Și asta e... Asta e ce ambiție ți, ți propune asta ca pentru un muzicant ar fi să ieși pe scenă cu roții, să cânt sau ceva de, ceva de genul ăsta. Deci noi acum chiar suntem pe avanscena mondială și, și asta e, e foarte fascinant. Domnul Tufilat, noi vom urmări activitatea companiei și activitatea dumneavoastră cu mare interes și sper că pe viitor să ne mai întâlnim la o ocazie să ne povestiți mai multe despre activitatea dumneavoastră. Mersi mult și mult succes în continuare. Mersi, nu mai vine. I'm yeah. not gonna yeah. lie, daughter has to y'all get her brain fried My lady popping Zanny, out of her lady popping Molly, why she waiting on me